Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a vorbit în cadrul conferinței de presă organizate în data de 12 ianuarie la sediul primăriei municipiului Călăraș despre proiectele de infrastructură ce vor fi implementate în cursul acestui an. De asemenea, s-a discutat și despre încasările din taxe și impozite la bugetul local până în momentul de față. La Fusau am venit, am constatat că era o datorie de 30 și ceva de mii de lei la stat, o datorie care este ok din punctul meu de vedere. Nu au avut posibilitate de finanțare în primele zile când a venit la primărie. Am reușit să obținem până președintele clubului un împrumut. Copiii au mers la o competiție. La competiția respectivă am avut surpriza să observ că am devenit jaloane pentru celelalte echipe care sunt în această competiție. Noi avem copii de 17 ani acolo. Scorul pe care l-am încasat acolo a fost undeva de peste 10 goluri. Și am început să facem analiza pe buget. Copiii de la Fusal încasau acolo 500 de lei pe lună. Cu excepție 2-3 copii mai mari care aveau 1200 de lei pe lună. În total erau 13.000 de lei cheltuieli pentru copii, cu salariile, cu indemnizația. Iar când am ajuns în zona domnului antrenor, care era foarte supărat și are motive să fie foarte supărat, așa cum am văzut că a scris la un moment dat pe Facebook, pentru că dânsul, pe lângă faptul că încasa acolo 4.000 de lei net în mână, președintele clubului 4.000 de lei net în mână, 3.000 de lei net în mână contabila, asta înseamnă o cheltuială, de ce am sucătit noi, undeva la 22.000 de lei pe lună. Iar copiii aveau o cheltuială pe salarii de 13.000 de lei pe lună. Nu mi se pare corect ca acest antrenor să spună și să țină locul de muncă, pentru că el a uitat să spună un singur lucru. Pe timpul când lua 4.000 de lei de lună, mai lua și 2.000 de lei pe lună de la Eco Aqua și avea un venit de 6.000 de lei pe lună. Când am luat analiza să vedem dacă sunt și bani strânși din alte surse, foarte puțin bani sau chiar deloc din alte surse. Din discuțiile avute cu colegii noștri, făcând analiza financiară, nu mi s-a părut corect ca un buget de 10 miliarde, de 1 milion de lei noi, să fie alocat pentru 12 copii. Nu știu dacă în altă parte, în județ sau în țară, există această bursă, că poți să numești și o bursă sportivă, undeva la 80.000 de lei pe an de fiecare copil. Drept urmare, n-a avut nici performanță. Drept urmare a faptului că sunt 8 echipe de fusal în țară. Drept urmare a faptului că am constatat că suntem o echipă de jaloane. Nu am mai putut să finanțez acest club de fusal, să alocăm peste 10 miliarde, pentru că dacă mă gândesc la bugetul competițional 2019-2020, ei au avut o cerere de vreo 1.300.000, deci vreo 13 miliarde vechi, da? Din care li s-au onorat undeva la 10 miliarde. Și atunci am luat decizia ca să fac altceva cu banii aceștia. Cam asta este povestea de la Fusal. Acum toți locuitorii din Călăraș vor trage concluzia așa cum vor dori. Dar mie nu mi s-a părut normal ca să aloc o alocație bugetară, o bursă sportivă pentru acești copii de 80.000 de lei pe an pentru cei 12 copii. Unde vor fi redirecționați banii? O să ajungem la capitolul buget și o să vă spun ce să fac pe bucățica respectivă.
Că altfel, dacă discutăm și intru direct în buget, mai pot să vă povestesc de handbal, pentru că și acolo ard. Deci cam asta a fost povestea cu futsalul și o să vă spun la capitolul buget ce o să fac cu banii respectivi și ce se putea face cu banii respectivi. Al doilea punct, cel mai și mai important și mai arzător, este ce facem cu handbalul la Călăraș. Iarăși am evitat să ies public pe această temă în campanie electorală pentru a nu-i da atentă politică. Pentru că, așa cum am spus la locale, pentru mine s-a terminat campania, acum vrem să facem pentru Călăraș. Am câștigat alegerile în 27 septembrie. În 28 au început telefoanele. Ce facem cu handbalul la Călăraș? Că nu mai putem să-l finanțăm. Și am întrebat de ce. Uitați de ce. Sunt conturile sunt blocate. 7 miliarde de lei aveau să dea la un jucător care a câștigat în toate instanțele sportive această sumă. Și a obținut și dreptul de a bloca conturile clubului. Această poveste se știa dinainte. Dar, nu știu, s-a lăsat așa. A zis că vom vedea noi ce-o face. Pe lângă cele 7 miliarde care le datora clubul jucătorului respectiv, am mai găsit și 3 luni de zile salarii neplătite în spate și iarăși am avut surpriza în care să văd că salariile nete sunt undeva la 4 miliarde jumate vechi. Spun 4 miliarde ca să înțeleagă toată lumea când am. Net. Am mai găsit vreo 3-4 miliarde datorii la stat. Și povestea a continuat. Am zis nu renunțăm la handbal. Ce avem de făcut în situația asta? De finanțat nu puteam să finanțăm, pentru că dacă făceam un pas și finanțam ceva, ajungeau în conturile jucătorului și cei care semnau pentru aceste sume să ajungă la club, deja aveau probleme de altă natură. Pentru că nu avem dreptul pe lege să finanțăm altceva decât activități sportive. Și ce decurge din aceste activități sportive, dar nu probleme de ordin juridic, instanță și așa mai departe. Dacă îmi permiteți, și cum își va recupera jucătorul respectiv banii? Nu este treaba. Nu știu. Ce răspunderea cine are? Clubul. Nu eu. Deci cine, a semnat, cine a semnat să-l dea afară? Cine și-a asumat ca să ajungă în, instanță cu el? Eu n-am făcut decât să constat niște lucruri. Deci dacă clubul intră în insolvență sau în faliment? Ajungem și la insolvență și la faliment. Cine a promis? Următorul pas, da? Din ce am discutat cu toți juriștii, cu toți oamenii care erau implicați, nu ne-a mai rămas decât insolvență. Am trecut peste o perioadă prin care, ca să ducem, să ducă la competiții, ne-am împrumutat, am văzut ce era de făcut, am găsit soluții ca să putem să ajungă la competițiile respective să nu fie descalificat până la insolvență. Am început procedura de insolvență și aici surpriză. Judecătoria de insolvență, tribunalul sau, da? Ne-a dat 3 termene prin care nu ne recunoaște insolvență. Și aici povestea se încheie. Pentru că noi pe legea 350 nu putem să funcționăm și este clar că noi pe lege spunem clar. Noi plătim, noi finanțăm numai activități sportive și ce decurte din aceste activități sportive. Deplasări, cazări și ce mai au, echipamente și ce mai. Nu putem să plătim datoriile în instanță și tot ce decurge din urmă. Datorită faptului că s-au acumulat datorii și din spate la finanțe, legea spune că nu mai putem să finanțăm dacă au datorii la stat. Iară surpriza cea mai mare. Eu am crezut că
atâția oameni, că tot pe Facebook era o emanație, o discuție cu 1000 de oameni, sunt iubitor de Hamba. Am făcut un apel. Am vorbit cu domnul profesor Bogatu. I-am spus, domnul Bogatu, hai să facem o colectă. Da? Haideți să doneze toată lumea câte 2% pentru acest club. Să adunăm banii acolo, să mergem la firme, să... Surpriza a fost că nu s-a întâmplat nimic. Și mai mult de atât. În evidențele contabile ale clubului am observat că singurii care dădeau bani era decât primăria Călăraș. Da, în afară de domnul Bogatu, unde ați mai anunțat că se solicita acel... Păi nu, domnul Bogatu m-a abordat pe mine și i-am spus, haideți, postați dumneavoastră, facem o colectă și am terminat. N-am văzut la domnul Bogatu. Ba da, el a dus-o pe Facebook. Da. Și nu s-a întâmplat nimic. Următorul pas care l-am acum în discuția cu Hambalu este să vină președintele la mine și cine mai e în staff acolo, să discutăm o poziție de finanțare pentru Liga 2. Și trebuie să facem o adresă în luna ianuarie până în februarie la jumătate ca să putem să facem acest lucru. Asta e povestea cu Hambalul la Călăraș. Mai mult am avut surpriza să văd salariile. Vreau să vă spun că media salariilor acolo undeva la 22.000 de lei pe lună. Cine a aprobat aceste salarii? Cine poate să aprobe? Nu știu. Nu știu. Nici nu mai vreau să spun ce practică era, dacă stau să mă... Practica era în felul următor de să ajung la aceste salarii. Ce era din spate, rămas cum era acum, 3 luni, 5 luni, se însuma și după aceea, când încheia nouul contract, se adăuga la nouul contract ca salarii. Și în felul acesta plăteam de enorm mai mult la stat, plus că ajungea salariul care ajungea. Cel mai mare salariu la Hambal e 25.000 de lei pe lună, net. Deci asta este povestea cu Hambal la Călăraș și ce am găsit. Varianta care este, dacă n-am obținut insolvența, pentru că vroiam să mergem în continuare, și așa cum le-am spus jucătorilor și antrenorilor, vroiam să renegociez aceste contracte, cine rămânea, rămânea, pentru că dacă ne gândim că la banii care s-au alocat acolo și nu sunt puțini bani, erau contracte de 6.262.000.000 de bani, trebuia să avem performanță, trebuia să avem resurse și din alte părți. Vreau să vă spun că singurul care finanța era primăria Călăraș. N-aveam sponsor, n-aveam nimic, nu se vedea nimic. Nu am avut nimic în spate. Că eu m-am dus repede și am zis, bine, atunci dăm dreptul de televizare, dăm sponsorizări, dăm alea, strângem bănuții și dăm și ne înțelegem cu jucătorul respectiv, că până la urmă era ce mai arzător. N-am reușit să facem acest lucru. Nu am găsit resurse. Sunt 7 miliarde de lei. 700 de mii. Asta este cu Hambalul la Călăraș. Și în următoarea etapă v-am spus, nu vrem să renunțăm, o să optăm pentru Liga a doua, că nu avem altă soluție, și atunci o să vedem cum facem. Cele 7 miliarde ce reprezintă exact? Salariul pe câți ani? Toate cele 7 miliarde reprezintă drepturi salariale cu penalități și tot ce s-a câștigat în instanță de către acest jucător. Poftim? Pe un an și jumătate. Pe un an și jumătate. Salariul era de cât pe lună? Nu m-am interesat, dar cred că era în zona asta de peste 20.000 de lei. Deci cam asta este povestea cu Hambalul. Ce am găsit la Hambalul Călăraș. Am încercat în lunile astea să ducem la competiții, să le ținem, să găsim resurse. Am venit antrenorul, am discutat, le-am dus... După aceea a venit și COVID-ul peste noi și n-am mai putut să mai ne ducem, pentru că au fost toți băgați în carantină. DSP-ul nu mai a eliberat adeverință de a participa la competiții și atunci s-a încheiat. Deci asta este. Și acum următorul pas trebuie să găsim varianta, să vedem cum ne pregătim pentru Liga a doua,
Intenția mea, dacă reușim pentru Liga a doua și nu ne pune federația o piedică sau ceva, să zicem, nu știu ce se va întâmpla cu această datorie a jucătorului, și atunci vom vedea cum adunăm călărășenii și atunci o să discutăm pe niște salarii decente, pe o primă de joc și ca să putem să stimulăm. Și datoriile la stat cât ați spus că însemnează? Păi cred că acum au ajuns. Dacă aveam undeva la 400, undeva la 400, acum cred că s-au dus undeva la 500, 500 și mai. 500 mii lei sau? 500 mii lei, da. Și în Liga a doua vă puteți înscrie dacă nu aveți achitate? Sigur că e altceva. Găsim o formulă în care să găsim modalitatea. Deci cam asta este. Și acum revenim la buget. Direcțiile care le-am spus și în campanie și ceea ce mi-am asumat este că Călărașul are nevoie de infrastructură rutieră și pietonală. Așa cum ați văzut, în scurtul timp cât am putut să asfaltez cu cei de la Spații Verzi, am asfaltat undeva la 6 străzi. Și am demonstrat că într-o lună jumate că se poate, dacă stai după ei. Pentru anul acesta voi face așa. Voi asfalta strada Luceafărului, porțiunea dintre tronsonul dintre Pandur și Belșugul. Adică toată. Nu toată. Luceafărului este și Mircea Văd. Voi asfalta pe partea cealaltă strada Zefirului, de la Pandur la strada Nufărului. Și trotoare reabilitate și carosabil. Voi asfalta, ca să electronsonul Titulescu cu Știrbei, strada Borcea, inclusiv parcările. S-a terminat licitația pentru strada Plevna, Rahova și Victor. Voi începe cu strada Plevna, că este cea mai lungă. Și vom face anul ăsta. Tot bugetul pentru aceste străzi undeva la 13 milioane de lei, dacă nu mă înșel, 130 de miliarde, și o strada Plevna ne va costa undeva la 4.600.000. Vom începe, așa cum ați văzut pe site-ul primăriei, vom începe cu București. Am depus deja documentele la CNI și tot ce ne-au cerut și în completare pentru a asfalta și Mircea Văd. Dacă nu obținem de la CNI, dar cred că vom obține finanțarea pentru cartierul Mircea Văd, vom începe pe fonduri proprii. Vom face sediul poliției locale, pentru că este legat de un proiect european. Și atunci trebuie să facem, să modernizăm o centrală, să-l transformăm în centru, în centru de monitorizare. Și atunci trebuie să facem, ca să punem, să facem centrala aceasta, să facem sediul poliției locale pentru a deveni centru de monitorizare trafic, trebuie să alocăm vreo 2 milioane și vreo 200, vreo 22 de miliarde. Dar ținta mea este de a asfalta cât mai mult și a avea cât mai multe trotuare bune. Vom începe iarăși un proiect care deranjează, dar nu avem ce să facem. Chiar dacă a fost semnat de un an de zile, am reușit anul ăsta să ridicăm Păsicap. Este vorba de două, de fapt de două, de pista pietonală, de pista de biciclete, da? Care este pe zona de siderurgic, pe partea asta, așa, și zona de care duce de la canal unde va fi pista și după aceea vom urca pe spre blocuri în care vom face parcuri. E un proiect frumos care putem să-l mai modernizăm, care include destul de multe locuri de joacă moderne, skate, alei, foarte frumos. Unde e asta? Deci pe zona de vest. Unde-s grădinile, da? De la strada... Cum zice? Dropii.
pe la strada Dropiei, până în sus, în partea asta, la Titulescu. Deci toată zona. Toată zona de mal, toată zona de mal va fi transformată într-un imens parc. Cât timp durează? Vreau să vă spun că toate aceste proiecte, chiar dacă au fost semnate, cred că de un an de zile au fost semnate, nu? Câteva, nu? Deci ceva, nu, mai avem câteva ani încoace, da? Dar au fost semnate de un an de zile. Obligația cel mai mare dușman al nostru la momentul acesta este timpul. Pentru că tot ce ridicăm acum în SICAP și tot ce punem în implementare trebuie să terminăm până în anul 2023 decembrie. Trebuie să le terminăm pentru că în 2023 decembrie se termină finanțarea. Și nici nu mai putem să luăm o prelungire pentru că gata, s-a închis. Și atunci ce? O să fim tot timpul în șantier să lucrăm și să terminăm la timp toate aceste lucrări. Va începe modernizarea Bucureștilor, vor intra pe rând mai multe proiecte. Va începe la Eminescu anvelopare. Continuați cu degajarea garajelor din zonele dintre blocuri? Cu siguranță, cu siguranță, dar nu așa cum a fost făcut înainte. Adică? În sensul, când am intrat deja într-o zonă și am ridicat garajele, în momentul ce am ridicat ultimul garaj, a doua zi să știu ce pun la loc. Nu să le las câteva luni de zile, o jumătate de ani și după aceea să-mi aduc aminte că am trecut pe acolo și... Nu. Hai să facem lucrurile așa cum trebuie. În momentul în care am dislocat ceva în zonă, deja am pus ceva în loc. Asfalt, băieți. Îi dăm destinația pe care vrem să o facem acolo. Poate sunt garaje care, da, vreau să fac un părculeț pentru copii între blocuri. Da, un exemplu. Da, pot să fac locuri de joacă pentru copii, între blocuri. Mini parcuri. Orice. Dar trebuie a doua zi să încep să fac acel ceva ce doresc. Parcuri, microparcuri, locuri de fitness, între blocuri. Tot ce îmi permite spațiul respectiv să pot să aduc cât mai aproape de oameni, să fac un confort în care să nu mai se ducă oamenii 3 km, 2 km ca să joace într-un parc. Vreau să fac... Stați la ideea de parcă rezidențiale, nu mai sunt în plan. Că de ce? Ideea asta a fost să se elibereze zona de garaje. Păi nu amestecăm una. Zona de garaje, eu am spus că sunt unele garaje care nu sunt chiar în zona de parcare. Sunt puse între blocuri, între, nu știu, într-o zonă în care nu merge să faci parcare. Dar asta nu înseamnă că acum o să distrugem tot și să facem numai parcări. Platforme betonate care au avut casă. Nu vorbim de platforme betonate. Deci alea sunt clar. Facem parcare. Este clar că facem parcare. Dar uitați-vă, mergeți în spatele... Deci avem locuri care le-au demolat și au pus numai niște gribluri. N-au amenajat nimic ca să ajungem în parcare. Sunt locuri între grupuri care au rămas numai cu gropi, cu apă, nu știu câte acum. Câte sesizări avem că nu ajung. Trebuie să găsim modalitatea. Parcarea de la școala 11. Da? Atunci, ce de? Nu e clar că trebuie să faci parcarea acolo, dar să faci civilizat, nu cu gropile alea cum s-a săpat și... Deci vom ataca toate aceste puncte. În campania electorală ați insistat foarte mult pe tema cartierului Măgureni. Sigur. Când se vor rezolva acele probleme? Mandatul ăsta... Păi am rezolvat. Deci, fiară, am rezolvat. În primul rând, s-a schimbat antreprenorul acolo. Pentru că eu am spus așa, că nu vor obține prelungire de termen dacă nu au motive justificate. Nu se poate ca un constructor, într-un an de zile, să facă 900 de metri de canalizare pluvială și atât. În condițiile care noi cred că mai avem 8 luni de zile până trebuie să termine proiectul. Este un proiect dificil, dar intenția mea este de a-l termina la termen, pentru că, indiferent cât de bine s-ar face tasarea pe zonele care se vor săpa, tot vom păți ce pățim și acum. Adică, peste iarnă, alea se vor lăsa. Și atunci lăsăm solul să lucreze, iar în acelui timp avem timp să ne gândim cum mergem pasul următor, pentru că trebuie să asfaltăm cartierul Măgureni, pentru că trebuie să-l aducem în secolul 21. Nu am renunțat la ele. Deci ăsta este plan. Este clar că trebuie să terminăm. Dar primul pas este de a aduce canalizarea pluvială și menajeră, de a le face niște adrese anul ăsta. Toți cei care vor să racordeze la gaz, să o facă anul ăsta,
pentru că următorii 5 ani nu le voi mai da voi. Domnule primar, pe lângă proiectele care sunt în curs, procedural vorbind, la nivelul primăriei Călăraș, ce alte proiecte ați identificat dumneavoastră sau vă doriți să le accesați? Păi, în primul rând, haideți să... Chiar am avut discuție pe tema asta. Vreau pe următorul program, da, 2021-2027, să atacăm zona cartierului de tine. Acolo nu s-a făcut nimic. Și acolo trebuie să sistematizăm, să luăm fonduri europene. Avem promisiunea că poate merge și pe fondurile astea, sunt 30 de miliarde pe fonduri de reziliență, care putem să le accesăm mai devreme. Și atunci trebuie să ne ducem să vedem, să rezolvăm infrastructură de canalizare, infrastructură pietonală, infrastructură rutieră. Ați văzut că nimic nu e acolo. Nu poți să faci nimic. Adică poți să le cer ceva. Noi acum o să mai dăm iar niște loturi acolo, ca să-și facă case. Trebuie să le creezi niște condiții acum. Și atunci o să încercăm să atacăm pe zona asta, pentru că dacă ne mobilizăm și obținem toate aceste fonduri, acoperim foarte mult în zona asta. Dacă rezolvăm Mircea Vodă, așa cum v-am spus, pe CNI, după aceea putem să ne gândim, mai am un proiect în care vreau să deja lucrez la el și vreau să fac adiacentele tot ce înseamnă pe București. Este vorba de vreo 11 km de șosele și trotuare și atunci pot să fac. Dar trebuie să ducem în zona asta de confort care să ne mișcăm bine. Mai am un proiect, chiar dacă ne gândim să mergem pe mobilitate și vorbeam cu doamna Trifu și au gândit deja ca să mutăm un pic traseele și pe mobilitate urbană să facem un traseu de autobuz pe zona de Doi Moldoveni în care să ieșim pe Știrbei, coborâm pe locomotivei, intrăm pe Titulescu, ieșim din nou pe Republicii, să putem să asfaltăm Republicii. Dar acest proiect s-ar putea să ne ducă undeva după 2024. Drept urmare, deja mă gândesc cum să adun bănuții ca să pot să atac tronsonul Republicii de la școala 5 la poliție, ați văzut cum este, și să deblocheze acolo în zona la Agneza, pentru că 2 metri și vreo 20 de centimetri, așa, 220 de centimetri, sunt ai noștri de la gărduțul respectiv, de la... să facem o retragere în care să fluidizăm toate acea zonă, cel care face la stânga și după aceea să ai posibilitatea să mergi mai. Se vor repara și trotuarele? Poftim? Trotuarele. Sigur, sigur. Sigur, trebuie să iei. Adică dacă mergi, mergi cu totul și vezi acolo unde poți să faci. Deci pentru mine, infrastructură rutieră și pietonală, v-am spus în campanie că e prioritate zero. 80% din cetățenii din Călăraș ne spuneau că avem nevoie de infrastructură rutieră și pietonală. Pot să spun că am uitat strada cu Gălnicianu și bulevardul 1 Mai. La fel, am o discuție pe CNI. Au cerut clarificările acum vreo 3 zile, mai aveam ceva de clarificat. Sper să obținem finanțare de la CNI pe aceste străzi. Și pe o stradă și un bulevard, de fapt. Nu? Așa. Da? Dacă nu, le vom face pe fondul propriu. Pentru că nu sunt foarte mari și foarte late. În primele zile de activitate la primărie ați mers pe Titulescu și ați identificat acolo, conform declarațiilor pe pagina primăriei, anumite probleme. S-au rezolvat, se rezolvă când? Păi, în primul rând, am mers acolo pentru că ce am spus în campanie n-am mințit. Am găsit destule neconformități. Și am, de comun acord cu cel care a executat lucrarea acolo, trebuie să le fac. Acum a cerut o prelungire de contract, o suspendare de activitate, din două motive. Un, că a venit timpul, îl vedeți cum este iarna așa, și doi, acolo unde am cerut să înlocuiască, trebuia să-mi găsească același tip de pavel. Și nu a găsit la furnizorul respectiv, decât a zis că peste iarnă să găsească o comandă și să putem să luăm același tip de pavele, să putem să
să facem ce trebuie. În primul rând vreau să vă spun decât atât. Cum poți să te duci pe strada, pe strada Speranței la Capă și pe strada Oituri, s-au dus și au terminat pafele exact în fața scărilor. Toată apa era la oamenii aia. Și am zis nu, că aveam resurse, da, din rău și necesar, și am, ne ducem până la capăt, continuăm cu bordură, frumos, închidem tot un pavele ca să fie ceva civilizat și pe o parte și pe alta. Același lucru și pe Oituri. La bancă, acolo, am găsit neconformități, toată apa era în scară, era prins, am mai găsit o parcare la blocurile Iena, acolo, chiar peste drum, de ce se construiește acum ANL-ul de către județ. Peste drum, acolo, există o parcare care o uitase. Care mai întâmplă? Să mai uite? Deci sunt multe... Sunt multe neconformități, capacele neschimbate, neridicate la cotă. Ce să nu vă mai zic? Dar asta care, e... Care-i termenul pentru finalizarea acestor... Păi acum mi-au cerut suspendare până la 1 martie. Și o să stau la 1 martie de vorbă cu deci. Pentru că ați văzut și dumneavoastră, se mai adună și apă într-un loc și altul. Deci un capac pe Titulescu deja se lasă, s-a lăsat de mult într-o parte. Da, deci sunt destule, sunt destule neconformități. Nu mai vorbim de peisagistică. Este semnată recepție. Deci am cerut să stau de vorbă cu peisagistul, n-am reușit să dea, n-am mai reușit să dea nici măcar antreprenor. Și-a luat bani. Cam situație, ce anume? Demers veți face? Ce anume? În cazul în care nu găsiți omolog în discuții, ce demers? Nu, am găsit. Deci constructorul a fost deschis. Că... Nu, constructorul... Deci constructorul... Nu e, constructorul a fost deschis. Vom vedea, nu pot să anticipez de ce se întâmplă. A cerut suspendare, este normal să ceară suspendare, pentru că v-am spus, cauza principală era pentru că la ce am cerut eu să schimbe, nu mai găsea același tip de pafelet, că atunci nu mai făceam nimic, și atunci stăm de vorbă la momentul respectiv. Dar cine produce aceste pafele? Un producător. Mă întrebați, n-au găsit același tip de pafele, modelul. Păi nu, producătorul de la care l-a comandat. Păi îți dai seama că ei fac la comandă. Deci, nu, deci astea sunt niște loturi pe comandă și spun am nevoie de 200 de mii de metri. Am terminat lotul, după aceea bag în lucru alt tip de pavele care am o comandă. La momentul respectiv omul nu mai avea pe stup. Altceva. Sensorile unice vor mai fi înființate pe străzile perpendiculare pe București? Deci asta este și gândirea. Întâi trebuie să le refaci. V-am spus că am un plan 11 km, tot ce este adiacent pe București, să le facem. Ceea ce pot să vă spun este că gândirea viitoare va fi pe sensul unice, în sensul că dacă și pe celelalte străzi, dacă pe Grivița venim în oraș, da, spre 5 Călăraș, pe Plevna vom pleca, pe Racova vom veni, pe viitor iarăși vom pleca. Toate aceste străzi. La Vladimirescu, Gheorghe Lazar, Sarcina. Eu am înțeles, dar am zis că acele le respectăm și pe acelea, numai în condiție să terminăm o dată cu, să le refacem. Să vedem cum ne iese acest proiect. V-am zis, sunt 11 km de străzi adiacente pe care vrem să le refacem. Dacă tot sunteți, mă scuzați, la peisagistică, cine va fi arhitectul? Cine va fi arhitectul municipiului Călăraș? Păi avem un arhitect. Păi, cine este? Păi nu-i domnul Samuilă, arhitect. Nu înțeles. Care mai este? Pentru că e foarte important când discutăm despre aspect și despre tot ce este, cine a fost, cine este și ce angajamente și-a pentru noua viziune a Călărașului. În primul rând, există un proiect acolo. Acum că este bun, rău, mai puțin rău, nu știu, da? Și atunci trebuie să stăm de vorbă cu antreprenorul și cu peisagistul lui. Ca să vedem dacă a respectat proiectul respectiv. Eu l-am întrebat. Zic, gazonul se pune așa... Da, eu știu că are o tehnologie. Pe Titulescu e clar, se știe că... Despre asta vorbim. Schimbări și de proiecte și mă rog. Am pus greu un loc de cazare. Care mai este salul proiectului de pe malul Boci, cu faleza? Esplanadă. Deci promenadă. Promenadă. Da, este lucru
Doamna Trifu este aici, poate să vă spună mai multe. Da, este în lucru. Cum să se fac? În cât timp va dispărea construcțiile acele? Păi noi am făcut notificări acum. Le-am dat termene. De exemplu, celor de pe mal, unde vorbeam pe zona vest, la Tenaris acolo, le-am dat termen până la sfârșitul lunii mai, pentru că noi, după prognozele noastre, cred că până mai devreme de iunie, iulie, poate să fie și august, atunci vom termina această licitație pe zona de piste de biciclete și regenerarea urbană, parcuri pe zona aceea. Deci când vor dispărea construcțiile de tot acolo? Păi n-ai înțeles. Deci în momentul în care noi l-am făcut notificări, le dăm termen, din mai, iunie încolo, trebuie să liniștească și ei ca să putem să ne ducem mai departe cu proiectul. Deci, cu siguranță vor pleca și oamenii, pentru că e un proiect foarte important, se leagă de portul turistic, de embarcațiuni ușoare, deci e clar că zonă. Caut o variantă pentru acești oameni, cine vrea, pentru că am văzut că zona fostei plăji, plaja Tineretului, este o bucată a noastră și este bine cine vrea să facă o cerere de relocare să găsim posibilitatea să facem acolo. Eu mă gândesc și la un proiect din ăsta mai amplu. De ce spuneți? Nu se poate face relocare, trebuie să scoateți la licitație. Poate vreau eu să-mi fac acolo. Nu. Relocare? Relocare în sensul că dacă dorești, particip la o licitație, ții bucățele. Nu ca să le iau de aici, să duc acolo. Așa să înțelegem bine, dar pot să fac același lucru în perioada asta până la o concesiune, să-ți dau o concesiune, dar pot să-ți fac o închiriere. Nu mă împiedică nimeni. Nu mă împiedică nimeni asta. Deci nu o să fie țigănie acolo? Nu. Pentru că viziunea este de a face de a face un anumit tip de căsuțe pentru toată lumea. S-au mai făcut niște căsuțe. Nu. Deci anumit tip de căsuțe pentru toată lumea. Și atunci putem să punem în valoare și zona respectivă.